În imagine avem ceapa verde, ceapa pe care o scoatem cu totul din pământ să o consumăm primăvara, timpuriu, poate să fie pusă în reprize, începând de toamna, pentru ca să avem pe parcursul iernii. O punem, observați, pe rânduri, vreo 20 și ceva de centimetri între rânduri, ca să poată să intre o săpăligă micuță pentru a tăia iarba. Folosim arpagic puțin mai mare, undeva cât unghia mare de la degetul mare de la mână, poate și mai mare. Uneori am pus și cepe micuțe care nu s-au dezvoltat, pentru că cu cât este mai mare arpagicul, cu atât mai puternică va fi ceapa verde de deasupra, ținând cont că o vom smulge pentru a o consuma. Avem nevoie ca să crească cât de repede și cât de viguroasă. Se poate pune undeva din luna septembrie pentru iarnă. Noi am pus-o aceasta în primăvară, timpuriu, prin februarie am pus-o și a și crescut destul de repede la solar. Dacă o puneți iarna, ca să stea peste iarnă, puteți să-i aplicați pânza de agril, o folie, o foaie sau două de pânză de agril, care stă direct pe ea și înoturtește, fiind destul de ușoară, ridicând fiecare bucată de pânză temperatura la sol cu 4-5 grade. Dacă sunt două bucăți, atunci se ridică chiar și mai mult și poate să stea pe parcursul iernii. Ceapa verde este, nu, un deliciu pe care îl putem folosi pe parcursul iernii sau primăvara timpuriu, împreună cu salata verde, cu spanacul, în așa fel încât pe parcursul iernii să avem hrană crudă, enzime cu vitamine, cu substanțe valoroase. Deci, nu uitați, undeva prin septembrie-octombrie, pentru a avea pe parcursul iernii ceapă verde, semănați arpagicul. Sănătate multă!